Jurnalista Elena Cristian în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Poate că asta deranjează într-adevăr de ani de zile românul de rând, faptul că sunt niște diferențe enorme și în ceea ce privește salariile și în ceea ce privește pensiile. Sunt categorii de români intangibili. Poate că într-adevăr oamenii nu mai rezistă văzând această nedreptate. Păi dacă e să vorbim despre diferențe, pensia medie specială, o pensie specială medie este 2500 de euro, 86 dintre pensiile normale, cum le spunem, obișnuite, sunt sub 2500 de lei. Asta ca să dăm așa o dimensiune a diferenței dintre special și normal, dintre românii speciali și românii normali. Revenind la cele discutate, eu nu cred, pornesc de aici discuția, nu cred că vor fi diminuate salariile bugetarilor de lux, nu cred că vor fi tăiate pensiile speciale, nu cred că se va umbla în această direcție, pentru că dacă doreau să o facă, o făceau de mult, existau pârghii legislative, cred că lucrurile vor merge în cu totul altă direcție. Părerea mea este că această politică a struțului, unii își bagă capul în nisip, alții pasează de la un minister la altul, de la un ministru la altul, de la o persoană la alta, înseamnă majorări de taxe, introducere de taxe speciale. Cred că și lucrează pe un astfel de scenariu la finanțe, pe creșterea anumitor taxe și impozite pentru companii, pe taxarea afacerilor, în așa fel încât să se acopere această gaură care acum este, acum nu este, acum avem gaură, acum nu avem gaură. Bugetul evident că este nerealist, despre asta vorbim, iar guvernul s-a împrumutat până la această dată cu 38 de miliarde de lei până la 31 martie, din un total de 55 de miliarde de lei cât a trecut în bugetul de stat care are nevoie în tot anul 2023. Despre ce vorbim? Este clar că au probleme, că sunt probleme serioase, este clar că ministrul Căciu, care ca analist era ok, dar ca ministru concurează cu succes la cel mai slab ministru de finanțe din ultimii 33 de ani, este clar că nu reușește să găsească o soluție pentru această problemă din buget. Se vor împrumuta, se vor împrumuta din ce în ce mai scump, dobânda medie este aproape de 8%, chiar pe anumită perioadă depășește 8%, ne împrumutăm cel mai scump din regiune și evident din Europa, iar acest văluc al dobânzilor, anul trecut, eu dau cifre ca oamenii să înțeleagă dimensiunea, că poate unii spun ce mă interesează pe mine, dar anul trecut am plătit 30 de miliarde de lei doar dobânzi. Uitându-ne la tot acest tablou, trebuie să ne gândim că se va întâmpla ceva în perioada următoare și cum nu ni se spune nimic, și eu din nou pot să pun pariu că ministrul Căciu nu va spune nimic la ora ministrului, că va, nu știu, ne va aburi așa cum a făcut în ultima săptămână. În perioada următoare însă vom avea parte de surprize serioase. Pe de altă parte, spuneați că e posibil să ne mai împrumutăm. Vine și un an electoral important în care nu știu dacă își permită nici liberalii, nici socialdemocrații să ia niște măsuri drastice și care să enerveze populația. Poate, nu știu, din aceste împrumuturi noi pe care le vom face, vor fi date din nou niște ajutoare, dar care vor fi nesemnificative pentru oamenii de rând. Este posibil să se gândească și la această variantă. Întrebarea este cât vor putea să se împrumute, pentru că în acest buget construit așa pe genunchi, fără viziune, prost, fără a trece toate cifrele, dezastruos. Ce să spun, în acest buget au fost trecute veniturile din PNRR, veniturile din fonduri europene, venituri care nu sunt în acest moment. Ei sunt guvernanții, sunt dispuși să renunțe la miliarde bune pentru pensiile speciale, sunt dispuși să renunțe la alte miliarde, iar pe zona de fonduri europene nici măcar nu sunt gata ghidurile. În cel mai optimist scenariu, ghidurile pentru finanțarea la care s-a raportat bugetul de stat pe 2023 vor fi gata undeva în octombrie-noiembrie. Bani, evident că nu vor fi atrași anul acesta. Deci ei s-au bazat, guvernanții s-au bazat pe anumite sume care nu vor veni și care vor trebui la fel acoperite la un moment dat. De unde vor fi acoperite? Din 6% economie la ministere? Știu că nu e nimic de râs în toată această poveste, dar mie mi se pare așa amuzant, au angajat 10.000 de oameni de la începutul anului. Evident, clientele politice, că nu cred că s-a făcut undeva vreun concurs sau pe criterii de performanță și acești oameni, nu știu, cresc gradul de colectare la ANAP. Nici vorba. Au fost angajați, consilieri. Chiar la dumneavoastră, la postul dumneavoastră, auzeam că avem 200 de demnitari.
cel mai mare număr din istoria ultimilor 33 de ani. Acești demnitari au șoferi, consilieri, asistente, șefe de cabinet. Nici nu vreau să mă gândesc până unde se poate ajunge. Ce vedem că nu se poate face economie aici, probabil că undeva vor mai inventa niște taxe noi pentru mediul de afaceri, pentru că aici nu targetează exact. Pornind și de la ideea, am auzit scenariul ăsta la partide, chiar un politician spunea zilele trecute, păi și pe cine vor alege? Că PNL, PSD, alții n-au. Și până la urmă asta e, vor suporta și toți pe noi ne vor alege. Probabil că asta este noua strategie electorală pentru anul ce vine. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Elena Cristian a fost în legătură telefonică directă cu noi. Mergem mai departe.